Titlul următoarei știri ar putea fi: Laura Cosoi și Adriana Trandafir sunt din nou mămici. Asta dacă ne-am ocupat cu mondenități pure. Dar cum noi nu facem asta, vă spunem că Laura Cosoi și Adriana Trandafir sunt din nou mămici, dar pe scenă, într-o comedie spumoasă bulevardieră. Timp de aproape o oră și jumătate, sunteți invitați să vă bucurați de această bijuterie a repertoriului francez. Barza domnului ministru vine pe neașteptate și nu doar odată, ci chiar de trei ori. Raluca Bădică ne explică acum personajele, acțiunea și asemănările dintre ficțiune și realitate. Tu spui că ești însărcinată. Tu spui că e o catastrofă. O catastrofă. Și tu te gândești la lucrurile astea. Înseamnă că undeva în mintea ta există poate ceva de făcut. Arătați extraordinar. Păi da, pentru că sunt Olympe Jacquet, sunt soție de ministru, sunt o franțuzoaică jet by jet, cu principii. În ultima instanță, așa. Cu principii, da? Da, sigur că da. Am o familie frumoasă, sunt cu capul în nori, așa puțin, adevărat. O familie frumoasă, soțul meu devine ministru, este subsecretar de stat și devine ministru, ceea ce în perioada noastră este o pleașcă picată din cer. Și nu știu cum se face că la noi în casă, nu vreau să se știe asta, vine barza. De multe ori vine, nu? Sau cum? Da, prima oară face cuib la mine, pe urmă la fica mea, pe urmă la femeia de serviciu, în sfârșit. Și am și o noră care apare în casă, domnișoară, cu burta la gură, lăsând la o parte pamfletul iscat de tine. Aștept să vină spectatorii, aștept, este primul spectacol de după aproape 8 luni de zile. O, Dumnezeule! Iarna vrajbei noastre s-a sfârșit! Nu am chef de castingul tău, de castingul vostru, sire. George, am intrat în Bucluc. O să ne spui unde erai fugită? Acum? Înainte de interviu? Păi eram afară, că a venit Cosmin cu Vera, alăptez și există și aceste situații în care trebuie să luăm pauză pentru... Cum este Vera? Vera cum e? E un copil minunat, e foarte cuminte, e un copil ca o lumină, nu așa ne place să-i spunem, copilul lumină, și e foarte cuminte, în primul rând, ce să mai, că expresivă, bună. Acum o să fie iar însărcinată, nu? Da, o să fiu iar însărcinată și de-abia aștept. Mie îmi și place. Îmi place sarcina, îmi place să nasc, îmi place să fac copii, să-i cresc, da. Câtele ar fi al treilea? Ăsta ar fi al treilea, da. Da. Dar să știi că nu stăm mult, așa încât o luăm de la capăt. Că au de Adriana, să uită. Câți copii? Mai facem unul, da. Mai facem unul, da. Îmi doresc, da. Cum e piesa? Spectacolul e minunat, e o comedie bulevardieră. Mi se pare că e un spectacol care, cum se spune, e onest, e o comedie onestă. Ce se întâmplă? Ei, avem un mic concert înainte de spectacol. Bună seara, domnul Ciucă, ne permite? Bună seara, bună seara! Bună seara! Ne cerem scuze că v-am întrerupt. Da. Se auzea așa o voce de afară și nu știam ce se întâmplă. Nu, e normal, înainte de spectacol, ne încălzim ca să nu... Vedeți că vorbim așa. E numai, e o treabă normală. Ce faceți? Vine barza? Da, vine barza, dar vin ca multe berze pentru mine. Sunt fiul domnului ministru, care sunt îndrăgostit de o fată și... Tata nu acceptă. Cum adică să faci un copil înainte de căsătorie? Sora mea, care este logodită, dar și ea este un pic însărcinată. Și atunci toată lumea trebuie să nască și nu știm cine naște înaintea cui. Să supriem această parte, domnilor, care închisă sau deschisă a produs atât rău.